Sâmbătă, după concursul din cadrul memorialului Dragomir Cloț, la sala de sport de la CS Mușcel s-a consumat ediția a doua a Revederii Generațiilor, un moment dedicat celor care au reprezentat cu cinste, de-a lungul anilor, secția de lupte greco-romane a clubului sportiv Mușcel. Au fost prezenți foști mari luptători, unii dintre aceștia plecați de la Câmpul Lung, deveniți antrenori, care la rândul lor au pregătit alte generații de sportivi. În cinstea celor doi foști mari antrenori, Ion Dragomir și Gheorghe Cloț, a fost păstrat un moment de reculegere. Memorialul Dragomir Ion Cloț Gheorghe, care se ține anual, cum știm, și bineînțeles avem și revederea generațiilor. Din păcate, anul acesta suntem într-un număr mai mic. Sper că nu în necazurile au făcut să nu apară, probabil că zăpada sau ceața. Dar sperăm să fie mai bine la an, că speranța moare ultima. Și urmează revederea generațiilor, veteranii noștri, care sunt prezenți într-un număr de, și cei din generațiile mai tinere. Și de aceea vreau ca, în memoria celor doi, să ținem un moment de reculegere. Mulțumesc. Maestrul emerit Anton Arghira, organizatorul acestui arc peste timp, susținut de directorul clubului Silvius Madea, au oferit celor prezenți diplome și medalii în semn de recunoaștere a aportului adus la creșterea renumelui acestui sport, atât la nivel local și național, dar și pe plan internațional. Vizibil emoționați, foștii mari luptători au rememorat momente și amintiri despre clipele petrecute alături de cei prezenți, dar și de cei care astăzi nu mai sunt printre noi. Domnul Coma Lucian. Dacă vreți să spuneți două vorbe. Da. În primul rând, mulțumesc pentru cadou. Atenție! În al doilea, da. În al doilea rând, ar fi bine să pomenim și pe cei care au înființat luptele la Câmpul Lung. E vorba despre Popescu Lucian, asistent medical, care a făcut prima dată o secție de lupte în cadrul Asociației Sportive Mușcelul de la Uzină, după care trebuie neapărat pomenit Stan Constantin, profesorul care astăzi n-a putut să vină pentru că e răcit, a dat telefon, și care a pus într-adevăr bazele sportului de performanță în Câmpul Lung. Bucur că sunt încă printre voi și că am trecut de 80 de ani și că aș vrea să urez ca fiecare să aibă primul obiectiv, să pună ochii pe 80 de ani și, pe urmă, să mai stăm de vorbă. L-avem pe domnul Pavelescu, care a fost și directorul clubului sportiv și antrenor, a fost la Pitez, bineînțeles, și atunci trebuie să-l premiem. Și director și antrenor. Acum îl primiți. În primul rând, vă felicit că țineți steagul sus și, într-adevăr, respectați munca sportivilor care au fost în decursul anilor în acest club. Sper că și eu am pus umărul puțin la această performanță, ca sportiv mai puțin, ca director poate puțin mai mult și sper să auzim numai de bine pentru Câmpul Lung. Mă bucur încă o dată că reușiți să ne adunați. Întinedit, trebuie să ne bucurăm cu toții și să ne dorim să repetăm mulți ani de acum înainte. Mulți ani, fericire și tot ce vă doriți. Mulțumesc mult lui Arghira și domnului președinte pentru domnul director este făcut, da, director. Domnului director, pentru efortul făcut să ne putem revedea și anul acesta. Vă mulțumesc din suflet, multă sănătate la toată. Domnul Enaru, ca să luăm cu sportiv la al secției noastre. Am găsit
Mulțumesc din suflet și mă bucur că ne-am revăzut și data viitoare să fim poate mai mulți și ar fi mai bine. Fostele glorii ale luptelor din Mușcel au fost deosebit de încântate de faptul că încă se mai vorbește despre activitatea lor la acest club și au folosit acest prilej pentru a socializa, exprimându-și dorința ca astfel de momente să se repete cel puțin 80 de ani de aici înainte.